Salut, eu sunt Denis și aseam pentru voi un alt video. E bine, astăzi avem review-ul mult așteptatului iPhone 14. Am acest telefon de la câteva zile de la lansare. Asta este varianta iPhone 14 normal, nu este Max. O să avem un review și pentru varianta Max, o să avem și comparație între normal și Max. Perspectiva din care ne uităm la acest telefon este de utilizator de iPhone 13 Pro Max. Am avut 13 Pro Max un an de zile, am avut o problemă cu el, l-am returnat la Amazon, care era cumpărat de pe Amazon, după care am luat acest iPhone. Acest review vă zic din start, nu va fi un review standard care vă va enumera niște specificații și vă va da o concluzie de genul, eu nu știu ce să zic, ziceți-mi ce credeți voi. Cine mă cunoaște știe că eu vă spun opiniile mele. Nu-mi pasă specificațiile acestui telefon, nu-mi pasă câți miliamperi are, câte grame are, câți inci are, mie îmi pasă experiența de a folosi un telefon, pentru că de-aia folosesc iPhone în viața de zi cu zi, de-aia nu am telefoane cu Android. Dacă mi-ar păsa despre specificații, aș avea telefoane cu Android. Asta e cutia de la acest iPhone, așa arată, ai un încărcător, o sculă de scos SIM-ul și atât. În cutie. Cum am folosit eu acest telefon? Cu o husă transparentă. Mai nou, în ultimii ani, nu am mai dat banii pe huse interesante. De obicei, dacă am treabă și merg cu telefonul la mine, îl țin într-o husă din asta transparentă. Sau dacă stau pe acasă, unde telefonul nu prea e în pericol, îi dau jos husa și îl folosesc cum a fost el gândit să fie folosit. Culoarea pe care o avem este Deep Purple, este culoarea nouă. Și îmi place mult cum arată. Ce nu-mi place, vă zic din start, este faptul că se zgârie destul de ușor. Am avut iPhone-ul 12 albastru, am avut 13 Pro-ul albastru și acele telefoane nu se zgâriau chiar așa. Dacă ne uităm aici pe acest lateral, o să vedeți că avem câteva zgârieturi făcute chiar de husa transparent. Deci e o culoare care e puțin mai pretențioasă, se zgârie mai ușor decât alte culori. Acum, nu știu ce să vă zic, am avut grijă de el, l-am folosit 2-3 săptămâni, ceva de genul ăsta, și am avut grijă de el și am deja, dacă ne uităm mai ales aici în partea de jos, câteva zgârieturi mai adânci. Asta a fost făcută în prima zi, cât încă n-am avut husă. Și aici vedeți după mufa de încărcare cum arată. Mi se pare că arată destul de rău pentru un telefon care a fost folosit 2 săptămâni cu husă. Dar asta este. Bun. Ecranul asemănător cu iPhone-ul 13 Pro are acest Dynamic Island nou, acest notch nou, în care avem senzorul Face ID și avem Always On Display. De fapt, asta nu este un Always On Display, este mai degrabă un display Never Off. Adică, orice ai avea pe ecran rămâne mereu. Uite aici, unul dintre bug-urile. Ați observat un bug. Am încercat să-l deblochez și n-a vrut. Bun. Orice ai avea, orice wallpaper ai avea, orice ceas ai avea pe ecran, se dă luminositatea mai încet și îți rămâne tot timpul pornit. Pe de o parte îmi place, e ceva interesant ce n-am văzut la alte telefoane, pe de altă parte este enervant. De ce? Pentru că, în primul rând, consumă foarte multă baterie, în al doilea rând, nu vreau să-mi văd wallpaper-ul mereu, în al treilea rând, mai ales noaptea, când ai luminositatea dată încet, nu-ți dai seama dacă îți ia prins telefonul că ai primit o notificare sau doar așa stă el. Am pățit asta, mai ales dacă am condus noaptea. Aveam telefonul în suport de pahare în mașină. De 20 de ori în prima săptămână m-am uitat la el, am vreo notificare sau n-am. Ce nu-mi place la iOS-ul nou, faptul că pune și notificarea jos de tot. Deci dacă ai telefonul în suport de pahar din mașină, mai trebuie să-l și iei să vezi dacă ai o notificare sau nu, nu mai e pe mijloc. Mă rog, astea sunt mici lucruri care mie nu-mi plac. Așa atunci, ce am făcut eu în viața cotidiană, am folosit. Cine mă știe de mult știți că folosesc un wallpaper negru. De obicei folosesc acest wallpaper negru și atunci Always On Display-ul efectiv mi-arată doar ceasul când e telefonul blocat. Fapt care îmi place foarte mult. Mi-ar plăcea dacă aș putea să aleg să am la Always On Display doar ceasul fără wallpaper, dar Apple, cunoașteți, faci ce vor ei, nu ce vrei tu. Diferența dintre acest Dynamic Island și notch-ul obișnuit. Arată interesant, nu are nicio funcționalitate în plus, pentru că dacă ești într-o aplicație, la fel se vede. Adică dacă intrăm pe un site, conținutul mi-apare până aici. Cam acest cutout sus, cam această tăietură sus sau că aș avea un notch pentru mine ca utilizare este același lucru. Ce nu-mi place la acest cutout și nici nu pot să vă arăt acum pentru că nu am SIM în telefon. Dacă, de exemplu, am ascultat muzică, hai să dăm volumul încet și să ascultăm muzică, vedeți că merge în Dynamic Island și ne arată că ne cântă ceva. Dar observați că nu mai mi-arată bara de semnal. Acum nu am un SIM, mi-arată lipsă de semnal. Dar nu mai mi-arată dacă am 3G sau 4G și am pățit să fiu într-o zonă în care știu că semnalul e prost, să ascult muzică de pe telefon și eu să cred că nu am semnal. Și să mă gândesc, dacă mă sună ceva, eu n-am semnal, o să rămân și fără muzică, că n-am semnal să ascult muzică și de fapt când am tras eu aveam semnal, doar că nu mi-a arătat pentru că această chestie care se mișcă acolo acoperă zona de semnal. Asta e o problemă pe care o ai doar pe iPhone-ul mic, pe iPhone-ul Max nu ai această problemă. De fapt,
sunt nu de semnal era problema, de 4G era problema sau 5G. Acum, ca să înțelegeți că am vorbit o prostie, da? Acum vedeți că am 4G, da? Și vedeți că am și semnal și 4G. Și când în momentul în care dau start unui timer, mi-arată doar semnal, nu mai mi-arată dacă am 3G sau 4G. Și eram în zonă în care nu aveam semnal, dar nu aveam internet. Asta e când faci un video pe care nu prea vrei să-l editezi. Îmi asum faptul că am zis o prostie și am reparat-o de față cu voi. Bun. Ce îmi place la acest telefon? Camera este absolut genială. Deci, de departe, cea mai bună cameră de la orice iPhone pe care l-am folosit vreodată, am avut 13 Pro și 13 Pro Max înainte, nu se compară camera, adică se compară, dar este mult, mult mai bună. Senzorul este mult mai mare și atunci pozele, în special în luminozitate redusă, sunt net, net superioare. Deci, camera, un factor de a lua acest telefon. În rest, iPhone standard, că ți-e un iPhone 12 Pro, 13 Pro sau 14 Pro, nu vei simți mare diferență. Hai să zicem că ai 120 de Hz ca la 13 Pro, deci 13 Pro, 14 Pro, nu o să simți mari diferență. Eu nu-l simt mai rapid pentru că la fel de rapide sunt toate, nu simt vreo diferență majoră între ele. Ce am simțit și nu-mi place în schimb este faptul că bateria este destul de slabă. Nu am reușit să folosesc acest telefon o zi bine, și folosesc cu dual SIM, am Orange, un eSIM și un SIM normal, vorbesc destul de mult la telefon, stau pe telefon. Dar poate o zi de weekend în care n-am multă treabă, reușesc să folosesc acest telefon o zi fără să-l încarc, dar într-o zi de săptămână niciodată nu am reușit să-l folosesc o zi întreagă fără să-l încarc. Nu am încercat cu Always On-ul off, pentru că nu-mi place dacă și așa am niște opțiuni la telefon, opțiuni noi, îmi place să le folosesc, nu-mi place să nu le folosesc, pentru că până la urmă dacă n-aș vrea Always On-ul, aș ține un iPhone 13 Pro și gata. Deci probabil că dacă ați opri Always On-ul, ați avea o baterie mai bună, dar eu n-am făcut lucrul acesta. Acum, elefantul din cameră, merită sau nu banii? Nu merită banii. Cel mai probabil un telefon de 6300 de lei, imens, s-a scumpit față de anul trecut, înțeleg că dolarul este puternic și datorită ratei de conversie cu dolarul s-au scumpit telefoanele în Europa foarte mult. Cel mai probabil dacă aveți un iPhone 12 Pro, 13 Pro, 11 Pro, eu zic că nu este momentul să faceți un upgrade. Mai degrabă, dacă ai să zicem un 11 Pro, ia-ți un 13 Pro, îl găsești ori resigilat la eMAG la preț bun, ori pe flip.ro la preț bun. Nu sunt sponsorizat de nimeni, deci nu fac acum reclamă nimănui plătită, dar asta e opinia mea. Pe OLX, grijă mare să nu fie telefoane pe OLX. Mai nou se practică moda în care oamenii iau telefoane la abonamente de afară, nu la abonament, la financing de la Apple direct. Le iau, le verifici, ele sunt ok, le vând. Le dai 1000 de euro pe un telefon oamenilor și ei după aia se duc, le dau pierdute sau furate și primesc altul la financing și fac tot așa și tot așa și tu te trezești că ai cumpărat un telefon bun și după 2 luni el e blacklisted și dat furat. Deci pe OLX grijă mare de la cine cumpărați, cumpărați-l doar cu o factură și cu o factură care atestă faptul că e la liber cumpărat, nu pe rate sau pe abonamente. Pentru că și la abonament poate să aibă asigurare, îl dă furat, tu ai luat un telefon de bun și ai... Grijă mare. Dar, da, nu cred că merită. E un telefon ok, e un telefon bun, clar, vă dați seama, e un telefon premium, dar mi se pare că costă foarte mulți bani și că singurul lucru care îl face, dacă, da, să zicem, vrei să dai 5500 sau 5000 pe un 13 Pro și 6000 pe ăsta și folosești camera aia și te ajută camera aia să faci bani, atunci cumpără-l pe ăsta, dar dacă nu te ajută camera aia să faci bani, e foarte bun de la 11 Pro încolo, absolut orice. Eu sunt Denis, vă mulțumesc pentru acest video, ne vedem în video următor, la revedere!